Peste 15.000 de tineri au ieșit în stradă și au cerut demisia guvernului actual al României. Sucevenii sunt solidari cu aceștia și îi sprijină în acțiunea lor. Ce părere aveți de marșul organizat aseară pe străzile Bucureștiului? Felicitări. Felicitări pentru tineri. Credeți că va avea vreun impact asupra autorităților? Jumătate. Ce vrea să însemne asta? La o parte da și la o parte nu. Deci o parte de autorități au să reacționeze și cred că au să-și dea demisia și o parte nu. Nesimțirea este în toi. Știți că mâine în Suceava se va organiza la fel un marș? Nu, n-am știut. Mâine de la ora 6, aveți de gând să participați? După amiază, da? Da. Și punctul de plecare? Primărie. Da. Impresionant. Păcat că nu s-a întâmplat și la noi. Dar sperăm că se va întâmpla, după cum se mobilizează lumea pe rețelele de socializare. Credeți că autoritățile vor lua vreo măsură? Cred că deocamdată nu. Probabil dacă va mai continua câteva zile măcar, probabil că vor începe să apară și unele măsuri, dar deocamdată nu cred. Cred că e prea devreme. Știți că mâine de la ora 6 se va organiza un marș în Suceava? Da, și sper că voi fi și eu acolo. De par un an de solidaritate și cred că este bine să... Să iasă lumea stradă. Da, să... Pentru că au murit niște români de-ai noștri, frați, compatrioți și... Crezi că va avea vreun efect asupra autorităților? Cu siguranță. E un apel la trezire și... Știi că mâine de la ora 6 va avea loc la fel un marș în Suceava? Nu știam acest lucru. Ai de gând să participi mâine de la ora 6 la primărie? Poate voi merge. Sunt drepte lucrurile în țara asta, că sunt prea împrăștiate. E bine, tineretul că a ieșit să-și apere cauza. Credeți că va avea un efect asupra autorităților? Eu cred că da. Cred că am văzut chiar în noaptea aceea s-a dat cineva a fost dat afară din conducere și azi probabil vor mai fi mișcări. Așteptăm. Știți că mâine la Suceava se va organiza un marș? Nu știam. Mâine la ora 6 în fața primăriei. Aveți de gând să participați? Eu cu vecină. Aici, da. Incendiul de la Clubul Colectiv, în care 32 de tineri și-au pierdut viața și peste 150 dintre aceștia se află în stare critică în spitalele bucureștene, a iscat un marș în rândul tinerilor bucureșteni. Aceștia au văzut că nu se ia nicio măsură și au ieșit în stradă cerând demisiile celor vinovați. E foarte bine fac. Credeți că va avea vreun impact asupra autorităților? Sigur, în mod sigur. Știți că mâine la Suceava se va organiza un marș la ora 6 în fața primăriei? Aveți de gând să participați? Nu știam. De participat nu sunt sigur. Nu știu. Dar sprijiniți cauza tinerilor, nu? Bineînțeles. Ei sunt, cum să spun, un stimulant, un motor. Foarte bine. Este foarte bine. Au o atitudine perfectă. Așa trebuie. Trebuie luat odată și odată atitudine pentru ce se întâmplă în țara asta. Credeți că va avea vreun efect asupra autorităților? Mai mult ca sigur. Cei care au un dram de respect în ei vor la o atitudine. Știți că mâine la Suceava se va organiza un marș la ora 6 din fața primăriei? Aveți de gând să participați? O să văd, în funcție de programul meu. Un lucru normal, care trebuia de mult să se întâmple. Vis-a-vis de ce s-a întâmplat până acum în țara asta noastră. Și atunci e normal că deja populația deja cred că nu mai poate, știi? S-a cam terminat toate răbdările tuturor oamenilor care sunt aici în țara asta și eu cred că am să ies astăzi în față la prefectură, dacă cam o zic că și la noi o să fie ceva astăzi pe aici, nu știu dacă mâine, da, știam eu ceva, chiar dacă nu sunt tânăr, dar mai puțin mai în vârstă, dar toți trebuie să iasă, nu mai contează vârsta, știi? Toți trebuie de ieșit și de văzut. Trebuie presiune multă pusă. Credeți că va avea vreun efect asupra autorităților? Mă, eu cred că da. Mulți zic că nu, dar eu cred că da, pentru că dacă pui presiune mare și dacă ceri ceea ce trebuie să se dea, măcar la limita bunului simț, știi? Eu zic că e chestie mișto. Nu se mai poate, deci n-ai cum... Îmi dai seama că nu poate să iasă 25.000 de oameni pe mână în stradă. E clar. Deci, și a trebuit toată țara să iasă. De mult trebuia să ieșim. Dar acum, cu evenimentul ăsta, cred că poate ne-am mai deșit să dat și noi puțin și cred că... Eu mă bucur enorm.
de chestia asta, vis-a-vis de ieșirea, vis-a-vis de cealaltă chestie, pare foarte rău. E binevenită, că pe mine îi trezim pe guvernanții ăștia și uitați, ăștia care în primarie așa dorm, la primării, în loc să ducă să verifice cum sunt spațiile, cum sunt amenajate, cum sunt aranjate, ăștia de la protecție, cum sunt amenajate la fel și mor tineri, copii, care ar trebui să aibă viața înainte, bătrâniți, stau prin parcuri, pe bănci și mor tineri. Credeți că va avea vreun efect asupra autorităților? Nu cred. Câte manifestații au fost, cu cine am ales? Sau după Revoluție, cu cine am ales? Tot aceeași. Vin ai noștri, pleacă noștri, își încarcă buzunarele și aceiași încarcă buzunarele și aceiași. Știți că mâine de la ora 6 va avea loc o manifestare în Suceava. Aveți de gând să participați? Eu seara nu prea ies că am probleme cu ochii. Am început de... Dar nepoții, copii? Copii n-am, nepoții unui student la București, la medicină, fata. Și au ieșit în stradă? N-au ieșit în stradă, nu cred că au ieșit tot, poate Raluca de la București, că e studentă și mai... Băiatul de aici e tare ocupat, din clasa 11-a, ai și afară de cursuri, face și suplimentar, pregătiri și câte și... Nu cred că l-au lăsat părinții să iasă. Ar trebui să ieșim, dar lumea e lașă, plictisită. Vă spun eu, bătrâniți plictisiți, că nu s-au rezolvat nimic așa, nu așa. Tinerii mai merg, mai se distrează. Dar de fapt și asta este, că mai întâlnești unul altul, mai socializezi, mai... Vedeți că distracția până la urmă poate ajunge tragică. Pentru că nu, cum trebuie, nu sunt organizate locurile bine, nu sunt... Am ascultat pe cineva vorba prin și că eu tot așa de părere, că ar trebui astea manifestările să fie în aer liber. Să fie în pieții, în parcuri, în... mai ales că să folosesc artificii, să folosesc materiale inflamabile, să folosesc... Este inevitabil la un moment dat să se întâmple în orice de astea. Însă asta a fost prea mare, așa au pus capac la toate. Tragedia care s-a întâmplat în noaptea de 30 octombrie la ora 22:30 a mobilizat întreaga Românie. În rândul sucevenilor, majoritatea sunt de părere că este foarte bine că s-a ieșit în stradă, deoarece s-a umplut paharul. Reamintim că toți sucevenii care vor să protesteze alături de tinerii din București vor putea ieși în stradă pe data de 5 noiembrie la ora 18 în fața primăriei.